Salut lume, bine v-am găsit și astăzi am revenit cu un nou Q&A. În acest Q&A vă încerca să nu prea în jur. Focalizarea mătii și lumina mătii. Bun, ce să începem? În acest episod nu am fost deloc, am invitat ca să bag unele întrebări și să răspund la ele. În acest videoclip, nu deloc. Teofan Hiripam întreabă, ce nume vrea să ai dacă nu te-ar chema deja Bogdan? E bine, mi-ar plăcea să mă cheme băiatul. Știi ce? Pentru că ar suna ceva de genul așa. Băiatul, cum te cheamă? Băiatul. Sele Harp întreabă, îmi dai un leu până ieri? De 30 februarie promit că îți dau 1 milion. Luisa Ioana întreabă, Codrin Bradea sau Zmenta? Bogdan Cătălin! Florin Focșan mă întreabă, ce părere ai despre Illuminati? E bine-ți de treabă, îndatorea... Datorează 5 lei, că i-am cumpărat un suc. Răzvan Alexandru mă întreabă, dacă aveam mulți bani, în ce țară te-ai muta? Dacă aș avea mulți bani, Răzvane, aș rămâne în țara asta, pentru că cu mulți bani poți trăi și plus e țara mea și eu-s patriot. Vlad Laurențiu Moțu mă întreabă, de ce-ți place să mănânci babe în biserica evreiască de la costul școlii și nu mame însărcinate bolnave fără copii? Pentru că s-a scumpit pateul, mă! Și pateul găsești direct aici în stomac, direct de la sursă. Mirna Candă, mă mai iubești, dar desigur, dacă te-aș cunoaște. Deni Denis, sau îți faci colaborări? Aici aveți colaborările mele cu Paul Suciu, cu Denis Vural și cu Chitsu Darius. Iarina, cum să pic în halul ăla de pe scenă? Trebuie să-i părlung, să te cheme Iarina și să ai un picior mai scurt ca altul. Și te-ai dus pe jos. Sucre, Gai, mă întreabă, de ce mănânci de pe jos? E bine, Sucre, în viață mi s-a spus că trebuie să-mi urmez idolii. Și tu ești idolul meu. Mădălina Ioana întreabă, ce te face fericit? Fiecare subscriber în plus, fiecare like în plus pe videoclip pentru că mă motivează. Laurent Lolo mă întreabă, dacă lava, atunci de ce nu lada? Lava. Ioana Pantalon Bătrați, la ce vlogger te uiți, Milene, să continui întrebarea? E bine, mă uit la majoritatea vloggerilor români cunoscuți, cât și necunoscuți. Emilien, care e iobia ta care îi dai de mâncare și o iubești? De treabă. Denis Vărar, ce părere ai despre romi? Sunt unii care sunt de treabă și unii nașpa, gen unii care direct te trezești că-ți bat la ușă și îți fut așa o cărămidă, ori în cap, ori îți par geamul. Stai, bă, nu! Lasă cărămida aia, fuck! Chitsu Darius mă întreabă, care este părerea ta despre sistemul politic din România? E bine, n-am o părere, nu-mi pasă de politică. Nu te amă, treabă, cu ce crezi că o să te ajunge vlogul în viață? Vrei să ajunge parte gol cât de departe, față de hamster? Cristi Borșa, cum te-ai cunoscut cu Kevin? Nu știu, bă. A fost dragoste de la prima vedere. Glumesc. Leru FGSB, mă iubești? Da, desigur. Codruța Novac, de când îl cunoști pe Edgar Ștefan? Știu că sunteți prieteni buni. Marco Negru, ce să fac dacă mama mă roagă să plec de acasă? O iei și... o iei cu ea. Pff. Simeon Brătulescu, cum se face că porumbei nu au casă de marcat la supermarketuri? Sunt un porumbel. Ești ateu? Sunt pateu. Mircea Bene întreabă cum este în Rotuber. Super tare, link în descriere, abonați-vă, cel mai tare colab actual. Și cred că singurul. Alexa Angelo întreabă, mai ții veverița la sub braț? Nu, mă, de ce ai zis, mă, nebunule? De ce? Patrick Anon întreabă, e adevărat că atunci când inima îți bate ești într-o continuă erecție? Da, ăsta e motivul pentru care eu nu prea am cap în casă. Nu știu. Vlad Dorean, care pereche crezi că ar fi trebuit să câștige Miss și Mr. Laval? Pies Nizar Faraosi, crezi? Vezi că nu te lasă să intri la cână. Nizar Faraosi merita să câștige 100%, da, 100%. Și ultima întrebare, ce părere ai despre prietenul tău, Ruben? Mai Ruben, nu mai da întrebări de pe conturi fake, mă, nebunule. Deci asta a fost cu acest Q&A, înainte de a termina de tot, vreau să promovez pe Nutella. Aveți linkul în descriere și o adnotare aici, sau oriunde pe ecran, cred. Să vă abonați, face o treabă foarte bună și merită mai, cât mai mult subscriberi. Deci, pe final, nu uita, like dacă ți-a plăcut, share să vadă și prietenii tăi, mai ales dacă ți-am răspuns la întrebare, și subscribe să vezi în continuare munca mea. Ce zice? Strângem peste 70 de like-uri. Acestea mă motivează, să zic așa. Deci, eu am fost Bogdan Cătălin și v-am pupat!